Libertate în fiecare zi. Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Alisia Cobescu, suntem în mijlocul unei crize politice, în pline negocieri pentru o schimbare majoră de guvern și de guvernare ar trebui să însemne asta din punct de vedere economic, în ce direcție să fie măsurile și cât de adâncă să fie schimbarea, ce așteptări au oamenii de afaceri și care este spaima cea mai mare. În studioul Europa FM, la Piața Victoriei, Dragoș Anastasiu, om de afaceri și președinte al Camerei de Comerț româno germane bună seara! Bună seara și mulțumesc frumos pentru că v-ați gândit la mine! Și dacă n-am fi făcut-o, ne-ați oferit ocazia, acum mai puțin de două săptămâni ați provocat tulburare printr-o declarație către oamenii de afaceri germani. Înțeleg în care spuneați că, de fapt, întrevedeați iminența unor măsuri de austeritate, probabilitatea unui guvern tehnocrat anul viitor, care din lipsă de bani pentru salarii și pensii, n-ar fi avut altă cale decât să reducă drastic cheltuielile, reducând dramatic numărul angajaților la stat. Acum două săptămâni erați citat spunând asta. Să înțeleg că vremurile au luat-o înaintea previziunilor dumneavoastră, căci suntem în faza de a avea un alt guvern. Pot să vă spun în felul următor. N-a fost o declarație, era o discuție. Uh, nu era neapărat destinată presiei, dar oricum o discuție poate oricând să fie publică, deci nu asta este problema. Uh, e posibil să fie ales uh, formulări mai precise, uh, asta este singura, singurul meu comentariu, uh, în sensul cifrelor, pentru că orice fel de cifră trebuie să aibă la bază un studiu ori cred că acel studiu nu există sau nu-l cunosc eu în momentul de față. eu am mai spus și cu altă ocazie și asta a venit de la diverse oameni care au fost în sistem, în sistemul, de, în sistemul public, că la stat 33%, circa 33% sunt intrați în fel și chip acolo Și nu prea ai ce să faci cu ei 33% poți să faci ceva cu ei Dar trebuie să fii foarte atent Cumva să stai cu, cu vorba și cu biciul în ghilimele În spatele lor ca să facă Și 33% sunt oameni foarte buni De aici concluzia și că de aici 400 erau... de mii dintre bugetari Ar trebui erau 33 dați afară Erau 33% De fapt asta era ideea Că undeva la 33% cumva sunt acolo degeaba plimbă hirti. Uh, și lucrul ăsta a fost uh, cumva confirmat uh, și întărit de ministrul de Finanțe, deci de cel care ar trebui să aibă cifre și care e în sistem de 25 de ani, domnul Teodorovici, care a spus că la stat unul muncește și trei stau. După această calculație, înseamnă 75%, deci ar fi mult mai grav decât 33%. Asta sunt niște explicații, dacă vreți, de ce am, am, spus acele cifre. Ce am vrut însă să, să spun, și n-a fost o declarație politică, sigur, ea a fost luată și dusă și întoarsă și răstălmăcită și dusă în zona domnului Iohannis și a PNL-ului și așa mai departe, într-un mod nu foarte elegant, ca să zic așa, deci nu are nicio legătură cu asta a fost o chestiune economică și pe care noi, ca și Coaliția pentru Dezvoltarea României, unde Camera Română-Germană e parte și suntem parteneri de, de discuție al Guvernului, am, am pus-o de câteva ori și am întrebat domnilor, nu vă supărați, așa se vede de la noi că bugetele astea nu o să mai iasă. Anul ăsta cu chiu, cu vai probabil într-un fel sau altul, dar măsurile întâmplate acum din septembrie, mărirea pensiilor cu 20%, anul viitor 40%, ele trebuie suportate de undeva. Faptul că se măresc pensiile, un lucru bun, ni l dorim cu toții, sunt părinții noștri și vom fi noi. Și e bine să avem pensii decente cu care putem să facem ceva. Pe de altă parte, creșteți tot fel, crește salariul minim, se întâmplă tot felul de chestiuni. Toate lucrurile astea sunt minunate. De unde vin banii? Și ce spuneam eu oamenilor de afaceri, ce îi spuneam și Ministrului de Finanțe. Noi suntem îngrijorați de faptul că veți fi nevoiți să faceți lucruri care pe noi ne afectează. Noi, mediul de afaceri, fiind singurii care care plătim. În ce fel? Explicați. Păi, prin taxe, prin impozite, contribuții la, la, la bugetul de sănătate și așa mai departe. Banii ăștia vin de la mediul de afaceri. Cineva îi produce. Pentru ca noi să avem sănătate, infrastructură, educație și sistem de stat... Cineva trebuie să plătească. Ăștia suntem noi, Sau mediul de afaceri. Sau să ne îndatorăm, Dragoș asta. Sau să ne îndatorăm, ceea ce nu știu dacă vrem, pentru că amanetăm viitorul copiilor noștri. Dar și nu este... asta facem? Ba da, facem, din păcate. Uh, și uh, ca să revin o secundă, uh, suntem într-o ecuație cu final cunoscut. Nu putem avea un deficit bugetar mai mare decât 3%, ca altfel riscăm să nu mai primim fonduri europene. Spuneți că indiferent cine ar guverna Absolut. în acest moment sau din acest moment încolo, n-ar avea decât o opțiune? Nu, are mai multe opțiuni, printre care cele despre care eu vorbeam. Sigur că prima opțiune este să nu se mai fure în țara asta. A doua opțiune este să fim eficienți atunci când facem investiții, chiar dacă sunt mici, să fie investiții cu impact major. A treia opțiune este să reducem, să, să reducem numărul celor care lucrează la stat și plimbă hârtii, nici de cum numărul profesorilor, nici de cum numărul medicilor. Eu nu m-am referit la așa ceva. M-am referit la plimbătorii de hârtii și întrebarea este ce vrem să avem? Vrem să avem plimbători de hârtii sau vrem să dăm pensii? Uh, și mai există uh, uh, veniturile, deci aici am discutat de cheltuieli, veniturile care sunt din taxe și impozite. Și ceea ce am spus eu acolo este că e posibil să se schimbe sistemul de impozitare, care acum este un fel de cotă unică. Uh, e un fel de cotă unică pentru că nu mai e de mult o cotă unică. Uh, și această cotă unică e posibil să se schimbe și am spus eu atunci, deși eu susțin cota unică, uh, printr-un sistem de impozitare progresivă, pentru că este foarte populist să spui că iei mai mult de la cei care câștigă mai mult. Progresiv în sus? Eu n-am spus asta, dar s-a înțeles că este progresiv în sus. Se poate schimba cota unică, să rămână așa zisă cota unică, dar să fie ridicată de la ce avem acum, 10%, 16%, nu știu câte avem, că avem diverse, să o ducem, să o ducem mai sus. Progresiv poate să însemne 10, 16, 24% sau poate să însemne 8, 10, 12%. Studiu de impact. Dădeați de, de înțeles că numai un guvern tehnocrat ar putea să aibă curajul da. sau interesul, ori tocmai lipsa interesului de a proteja da. pentru a lua măsuri da. de acest fel. Aceste măsuri sunt nepopulare. Niciun guvern politic nu-și dorește acest lucru. Eu cred că ei toți, toți politicienii, își dau seama. Că astfel de măsuri sunt inerente. Sunt inerente. Dar să le ia altul. Dar le e foarte greu, și mai ales în campania electorală. Tot timpul să suntem în campanie. <laughs> Dar acum, următorii să patru să ani, nu mai să suntem. Mai suntem. Astea, sau, mă rog, de la următoarele alegeri, când vor fi ele, probabil că o să fie anticipate, cel târziu din toamna anului viitor, avem o, o perioadă de patru ani. Și cu atunci? Cumva de liniști. Și până atunci. Cineva va trebui să facă ceva și de asta am spus, a fost cumva... Dar le-am spus oamenilor cu care vorbeam, nu vreau să fiu oracolul din Bălce și nu vreau să dați cu roșii în mine sau cineva să dea cu Am și spus lucrul ăsta, dar cineva trebuie să ia măsuri imediate. Cine poate oare un guvern politic să-și asume lucrurile astea și înainte de alegeri? Am mai trecut prin asta în Asta 2009. se negociază acum, Dragoșan Stasiu. Un <laughs> da. guvern politic da. Ce așteptări aveți de la un guvern? Să fie politic? sincer. Să și... fie sincer și să-și să să asume. Există varianta de a ne asuma un deficit mai mare și de a ne împrumuta, pentru că, deși eu cred că pe creștere economică nu trebuie să te împrumuți, ci trebuie să ai excedent. Cu toate acestea, suntem într-o situație în care singurul lucru care s-ar putea întâmpla pentru a menține promisiunile de creșteri de salarii și de pensii este să mergem în fața Comisiei Europene și să spunem, domne, asta este situația acum, vom avea un deficit bugetar mai mare de 3% și anul ăsta și anul viitor, dar nu vom închide țara cum s-a întâmplat anul trecut în decembrie, nu mai returnăm TVA, nu mai plătim furnizori ca să dea bine la final ci o lăsăm deschisă re returnăm de exemplu inclusiv concediile medicale și concediile de mămici pe care firmele le plătesc și trebuie să le primească înapoi și eu am de, am, am de primit astăzi. Doi ani de zile n-am mai primit bani sute de mii de, de euro. Deci facem toate lucrurile astea ca și guvern, ne asumăm un deficit mai mare și, dragă Comisie Europeană, haide să negociem ca voi să nu ne stopați fondurile europene și ne angajăm la un business plan pe următorii cinci ani să revenim la ceea ce trebuie să revenim. Și cu asta închei spunând, și asta nu se poate decât prin încredere, într-un sentiment pe care noi l-am pierdut, între Mediu de afaceri și, și politicieni sau mediu administrativ. Cum s-a pierdut încrederea? Pe păi s-a pierdut că atunci când în decembrie la sfârșit, când toată lumea și-a făcut bugetele pe anul viitor. Vii cu o ordonanță de urgență care dă peste cap absolut toată economia românească și toată munca ta de a face bugete, munca a 600.000 de firme este dusă în ridicol, n-ai cum, cum să ai încredere. După care vii și abrogi, schimb, dai ordonanță la ordonanță, la ordonanță, la ordonanță și așa mai departe. Eu am spus atunci și, și mi-asum ceea ce am spus, e că nu neapărat contentul. A fost deranjant. Și modul în care s-a făcut. Pentru că dacă e nevoie de schimbare de direcție, e nevoie de mai mulți bani la buget, și vii la mediul de afaceri, stai la masă și explici și iei toate măsurile astea cu aplicabilitate, peste 6 luni, peste 12 luni, totul e în regulă. Dacă vii la sfârșit de decembrie să spui că toată munca ta a fost degeaba în momentul ăla s-a pierdut orice brumă de încredere. De precizat, foarte important că nu este punctul de vedere personal pe care îl exprimați aici, este un punct de vedere împărtășit de companii uh, private da. din da. România, inclusiv de companiile germane, care într-un studiu da. pe care îl realizați în fiecare an la Camera de Comerț Româno-Germane, în acest an a reieșit uh, uh, rezultat negativ al da. acestui studiu. Numai puțin de 89% dintre oamenii de afaceri se declară ori nemulțumiți, ori foarte da. nemulțumiți pe de o parte de felul abrupt în care se iau deciziile cu privire la politica economică, pe de altă parte de ritmul încetinit al combaterii corupției. Au remarcat asta, combaterea corupției și a criminalității și stabilitatea politică și socială. Asta era înainte de moțiunea de cenzură. Yeah. Ce gândesc oamenii de afaceri, Dragoș Anastasiu, căci îmi imaginez că sunteți în yeah. continuu contact cu ei când văd ce se întâmplă acum pe scena politică? Gândesc că România are un potențial senzațional încă. Uh, și sunt total frustrați de faptul că uh, nu reușim să ne atingem acest potențial pentru că nu reușim să creăm această bază de încredere și de predictibilitate de care uh, investitorii români sau străini au nevoie. Investitorii, uh, repet, români sau străini, gândesc în decenii, nu gândesc în săptămâni sau în ani. Uh, unu, doi la mână. Sistem, uh, fiscalitatea în România nu e o problemă. Din potrivă, avem o fiscalitate. Redusă. Singurul loc unde avem probleme e la taxarea muncii, pentru că uh, a plăti oficial uh, și a plăti din dividend, ca să zic așa, e o diferență mult prea mare și atunci ar trebui să facem ceva ca această taxare să, 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 să se schimbe. Suntem puțin. O nație de SRL-uri. Suntem o nație de SRL, suntem o de PFA-uri, de tot felul de variante de, de, de încasare banilor, și nu cred că ar trebui să fie atât de mari diferențe între modalitățile prin care cineva își, uh, 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 își impozitează veniturile obținute. Și ca să închei, ce gândesc investitorii străini? Un potențial senzațional, un sistem fiscal atractiv. Uh, dar cumva o nebunie permanentă în a schimba lucruri peste noapte și fără dialog. Ori preferăm de multe ori să avem o fiscalitate mai ridicată, dar să fie stabilă. Dom'le, dă, dă uh, uh, certitudine că patru ani de zile, mă lași. Nu, mai, vrei impozit mai mare sau orice. Ok, discutăm, stabilim ce, dar lasă-mă lasă să respir, pentru că ne simțim sufocați. Și doi, sufocarea vine din birocrație din o sumedenie de uh, imbecilități uh, birocratice care ne fac viața amară. Dau un singur exemplu, uh, condica de prezență și pontajele în 2019 când toată lumea vorbește de management by objectives și un care nu mă interesează cât timp stau oamenii la birou și de unde își fac treaba, din tramvai de acasă, din pat, din baie noi vorbim despre pontaje, vă dați seama unde suntem, de fapt și dacă am rezolvat lucrurile astea stabilitate, predictibilitate și să reducem birocrația, ceea ce ne... nu costă ba din potrivă e ieftin și am eliberat foarte mulți oameni de la stat care poate să vină în privat, apropo de cei 400 de mii, că ei nu s-ar duce în șomaj. Știți cum ar fi absorbiți de privat imediat? Suntem o sugativă Pe ce criterii? P e sigur că pe criterii de performanță. Că noi lucrăm pe performanță, și dar atunci? nu vă supărați. Eu am adus acum trei luni 10 oameni din Sri Lanka. Credeți că e o mare bucurie? Sigur. N-am nimic împotrivă cu orice așa, dar n-ar fi mai bine să iau de aici? Și credeți-mă că nu e ieftin. Faptul că i-am adus cu avionul, faptul că am plătit recrutarea, faptul că am plătit toate taxele. Să nu credeți că se spune, ba, patronii români vor să aducă uh, sclavi din străinătate, să se scoate ei cu bani. Ba, nu, din potrivă, sunt mai scumpi. Dar n-ai cu cine în România. Dar atunci... de ce nu ai cu cine, Dragoș Anastasiu? Pe, nu ai cu cine, în primul rând, pentru că au plecat foarte, foarte mulți da? Și unii vorbesc de 5 milioane, alții vorbesc de 9 milioane, uh, bașca ce au plecat înainte de revoluție, nemții, evrei și așa mai departe. Uh, nu știu ce nație uh, poate să. Să, să suporte un astfel de șoc de, de plecare. Una, doi la mână, din sistemul educațional, care are foarte multe lacune în momentul de față, nu mai vine pregătirea de care noi avem nevoie, la nivel de skills, la nivel de abilități capabil -capabilități. Da. și, în special, la nivel de mindset, la nivel de atitudine. Atitudine. Și da. eu cred că acolo va trebui să începem. Deci, ce vine de jos? Foarte dificil, are tendința să plece afară. Și a treia, sigur, salariile, noi ne-am dorit salarii mai mari. Faptul că au, au crescut salariile așa cu, cu, cu japca, nu e per se un lucru rău. La stat. Indiferent unde. Pe Și unde ale, alea de la stat ne obligă pe noi să să mergem mai, mai sus. Sigur, ne reducem marjele de profit, va, va fi mai greu cu investițiile. Per se, nu e un lucru eminamente rău. Noi toți ne dorim să plătim oamenii mai bine. Întrebarea este cum facem banii respectivi și aici trebuie să avem bani să investim, să avem capital, să avem investiții străine, să avem uh, fonduri europene care vin în țară. Deci există soluții pentru acel guvern, indiferent ce culoare. Nu e numai soluția gata, dăm afară în stânga sau sau mărim cotele de impozitare. Nu, sunt multe, sol multe soluții. Eu era o discuție liberă și m-am referit la două aspecte. Evident că trebuie să avem un studiu de impact, dar eu vă garantez că țara asta are potențial senzațional. Senzațional. Și principala chestiune este să recâștigăm încrederea, noi între noi, și noi cu străinii, în așa fel încât investițiile să înceapă să curgă așa cum poate să curgă, și mai ales turismul să ajungă unde trebuie să ajungă, pentru că numai din turism putem să ajungem la 10% din PIB. Gândiți-vă câți bani fresh intră în România. Din ceea ce vedem că se întâmplă în acest moment, la nivel politic, Dragoș Anastasiu, este greu de spus dacă un viitor guvern va avea și o majoritate în Parlament care să-l susțină. Da. În ce măsură poți să faci gesturile curajoase despre care vorbești dacă nu ai susținere în Parlament? Greu până la imposibil. Văd și eu, am văzut astăzi, ieri. Uh... Îmi doresc mai multă responsabilitate de la întreaga clasă politică, sincer, indiferent de ce culoare este. Îmi doresc să nu mai fie jocuri pe termen scurt, pe spinarea uh, contribuabililor în general și a mediului de afaceri în special. Repet asta de 100 de ori, suntem principalul stakeholder, de aici vin banii. Nu e aroganță când spun chestia asta, este o radiografie. Și atunci, nu, nu mai poți să te joci. Că dai major, că nu dai, că te prezinți în Parlament, că nu te prezinți. Am auzit că unii nu se prezintă, nu mai știu care parte, nu se prezintă, nu se prezintă, nu face quorum. Dom'le, dar nu sunteți plătiți să vă prezentați? Puteți să votați nu, puteți să votați da. N-am o problemă de culoare politică. Eu cred că mesajul nostru al, al, mediului de afaceri este clar. Dumne, noi suntem cei care plătim notele de plată. Iar voi trebuie să fiți responsabili. Și responsabil înseamnă că această nație trebuie să aibă un guvern. Roșu, portocaliu, negru, nu știu ce culori, indiferent, galben. Dar haideți, mâine, această țară trebuie să aibă un guvern. Stopați jocurile politice, pe termen scurt, că sunt și alegeri, și... Fiți responsabili față de România. Uitându-vă la ce s-a întâmplat înaintea moțiunii de cenzură, la felul în care au negociat ca să se asigure da. ca o majoritate, atrăgând inclusiv parlamentari din, din PSD, și uitându-vă acum la cum această majoritate care uh, s-a coagulat pentru a da jos un guvern nu se poate păstra pentru a ridica un guvern, care este senzația? Ca om de afaceri, Dragoș Anastasiu, a fost un plan hairupist? Hey Sigur, eu nu sunt comentator sau analist politic și nu îmi permit foarte mult să intru în zona politică, ce pot să vă spun este că mai întâi trebuie să așteptăm. S-ar putea să vedem că se păstrează aceeași majoritate și că deci există responsabilitate. Adică nu fac o acțiune ca să nu pun în, în, în in place, ca să nu pun în. în, în în practică. În practică, pe următoarea. Mi se pare irresponsabil, nu? Ați adică fa... crede că n-au avut în minte aranjat deja pasul nu, sper, următor? Nu, sper să nu. Haideți să așteptăm ce se întâmplă. Eu sper din toată inima că sunt responsabili și că vor găsi soluții împreună, prin dialog. Nu știu care. Că e un guvern monocolor, că e un guvern bicolor, tricolor, și așa mai departe, nu e treaba noastră. Important este să existe un guvern competent, cu oameni care își uh, care asumă și care sunt sinceri cu noi și care au un dialog cu mediul de afaceri pentru că, repet, banii de la noi vin, nu vin din altă parte și cred că împreună trebuie să, să scoatem țara dintr-o situație nu foarte plăcută în care uh, am, am, intrat prin măsuri populiste. Care ar fi semnele care v-ar convinge că intrăm pe calea cea bună? În primul rând, să fi fost sau să fim invitați acum la dialog. Ar fi primul semnal Că principalul stakeholder al acestei țări Care nu sunt politicienii Ci oamenii de afaceri uh, Sunt la masa discuțiilor Și nu sunt? Uh, eu personal nu știu să fi fost până acum. Astăzi am avut ședință la Coaliția pentru Dezvoltarea României. Cred că dacă această coaliție n-a fost invitată, nu cred că a fost altcineva invitată, pentru că e principalul partener de dialog al guvernului în ultimii cinci ani. Poate că ei știu da deja ce e de făcut? Eu sper să nu fie așa, pentru că așa a fost mereu până acum. Inclusiv cu ultimul, sau ultimele trei guverne, a fost acest sentiment de deranj, că orice discuție cu mediul de afaceri era un deranj al unor lucruri deja decise. Dragoș Anastasiu, e nevoie să te consulți cu mediul de afaceri ca să înțelegi că o creștere artificială a salariului minim pe economie împovărează mediul de afaceri și economia? Cred că e necesar să te consulți cu mediul de afaceri în orice situație care are de-a face cu banii și să vezi care sunt soluțiile. Bun, creștem salariul minim. E o măsură pe care toată lumea o susține de principiu. Hai să vedem care sunt modalitățile prin a avea venituri. Știți, eu la firmă am 20 de firme, acum am făcut un exit de curând, mai am numai 14. Dar întotdeauna când am făcut bugete și am făcut an de an bugete, eu am fost cel, spre deosebire de cei din contabilitate, care am zis, nu, nu tăiați cheltuielile. Hai să vedem cum, ad, cum facem vânzări, cum aducem, profi, cum aducem uh, da. venituri. Da. Da? Și la fel, cred, și la România. Avem spațiu pentru venituri. Dar pentru asta e necesar mediul de afaceri. Și relația de încredere cu statul. Și cu, compa și cu autoritățile locale, în special. Credeți că este mai util, mai eficient, un ministru, un premier, care a lucrat deja în mediul privat... Da. Cred din toată inima că da. De ce? Pentru că această experiență trebuie să o trăiești. Experiența celui care nu doarme noaptea pentru că trebuie să plătească salarii. Eu am trecut 24 de ani prin această experiență și m-a preocupat în fiecare seară. În fiecare seară mă gândeam cum trebuie să fac ca a doua zi lucrurile să, să stea în picioare. În contextul în care bate vântul din stânga, bate vântul din dreapta, nu? echipa se demobilizează, se decimează, etc., etc. Acest sentiment nu-l poți trăi decât dacă ai fost acolo. Pe de altă parte, când lucrezi în mediul privat, ai privilegiul de a-ți forma singur echipa. În politică, dacă ești, trebuie să lucrezi cu cei pe care i ai, vrei, nu vrei, în jurul tău, pe baza a ceea ce alegătorii au decis. Eu cred că un manager bun lucrează cu echipa uh, pe care o are la fața locului. Uh, să nu credeți că vreodată echipa pe care o ai în privat este echipa ideală pe care tu ți-o dorești uh, la modul ideal. Nu cred. Eu cred că un manager bun scoate din oameni cei mai buni, uh, așa cum sunt oameni. Așa cum cred că în educație profesorul trebuie să vadă în fiecare copil măreția acestui copil. Așa cred și în echipe. Deci nu cred în cazul ideal în care vine Anastasiu și de jur împrejurul lui sunt oamenii perfecți pe care și-a imaginat Anastasiu. Nu e niciodată așa. Vă dau exemplul concret în da. care trebuie să gestionezi un guvern făcând parteneriat da. cu Victor Ponta, da. cu Călim Popescu tăriceanu cu Eugen Tomac, cu Kelemen Hunor. Ce poate să scoată un manager priceput dintr-o asociere atât de eterogenă? Este o mare provocare pe care antreprenorii o au zi de zi în viața lor. Asta e provocarea. Din situații dificile să scoți un rezultat care până la urmă te face ca la sfârșitul lunii să poți să plătești salariile. O spun așa simplist. Asta e echipa, fă ceva cu ea. Asta înseamnă să ai capabilități de comunicare, să fii flexibil, să ai o mentalitate axată pe rezultatul final și nu pe, pe, pe slăbiciunile fiecăruia, și să uh, nu uiți niciodată, în cazul de care vorbim acum, că de fapt este pentru țară, nu e pentru tine, nu e pentru alegeri, nu e pentru mâine, nu e pentru privilegii. Este pentru că noi acolo, ei acolo, servesc România. Și în momentul în care servești România, uiți de. Bă, ok, ne batem în campanie, ajungem cum ajungem, într-o formulă oarecare, de a doua zi trebuie să fie invers. Închei partea asta și spunându-vă cum rezistă, de exemplu, Germania de ani de zile într-o mare coaliție. Care spune că așa ceva nu poate să funcționeze politic și totuși există și totuși Germania are excedente și totuși, totuși lucrurile funcționează. Sigur, ei se ceartă înainte de alegeri. Vor să aibă cât mai mult, vor să aibă cât mai, cât mai bine, dar odată ce rezultatele sunt acolo, lucrează cu, cu echipa care a fost servită. Aveți convingerea, Dragoș Anastasiu, că cei care intră să facă politică în România intră pentru binele țării? Nu. Din părere dar pentru rup. ce? Există... Uh, am greșit, răspunsul a fost greșit. Uh, nu toată lumea. Există unii care, cu siguranță, se duc acolo. Din păcate, cred că sunt în majoritate. În minoritate. minoritate. Așa cred. Cred că majoritatea se duce acolo pentru beneficii personale. Care poate să fie minore, poate să fie mai mari. Minore înseamnă să am și eu un job la o deconcentrată. O carte de vizită Major Majore înseamnă să fiu director undeva sau super majore și nu îmi place să... Adică nu că nu mi place, dar din păcate asta e realitatea, mai e și zona de corupție. Mă duc acolo că sunt într-o funcție și atunci am niște beneficii din punctul ăsta de vedere. Există în continuare aceste metehne în politica românească și când vom ajunge ca cei care intră și fac politică să aibă mentalitatea de servant, de, de, uh, în românește sună servitor, dar asta este: servești țara. Slujbaș. Serve, sl slujbaș, deja am sună, nu îmi sună. Dar, ca, mie, mie nu cred că este nimic jignitor și umilitor să-ți spui că ești servitorul țării tale. Uh, nu cred că este asta. Și acolo ar trebui să ajungem să spunem că toți oamenii care intră în politică își servesc într-adevăr țara. Exact un minut până la final, Dragoș Anastasiu, care socotiți că ar fi? Greșeala cea mai gravă pe care ar putea să o comită un nou guvern? Uh, greșeala cea mai gravă astăzi ar fi să nu avem guvern repede și dacă acel guvern se instalează, greșeala cea mai gravă ar fi să nu, ca primă măsură, să invite mediul de afaceri la dialog și să stabilească cadru de dialog permanent, săptămânal, zilnic, dacă e cazul, cu principalul stakeholder care va trebui să găsească soluții pentru ca salariile, pensiile și așa mai departe să fie plătite în continuare, așa cum ne-am angajat ca țară, ca și legislativ. Dragoș eu mulțumesc tare mult Măi pentru drag. prezența la Piața Victoriei și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit știrile orei 19, peste câteva momente doar, pe curând. Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.